Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri că noul an de învățământ preuniversitar va începe pe 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la școală, urmând să existe 3 scenarii privind modul de organizare a cursurilor. Precizările au fost făcute în urma unei întâlniri pe tema educației, pe care șeful statului a avut-o la Palatul Cotroceni cu mai mulți membri ai guvernului. Pe 14 septembrie începe noul an școlar preuniversitar. Pentru majoritatea elevilor, asta înseamnă că vor merge efectiv, fizic, la școală. Pentru a ține cont de impactul pandemiei în fiecare școală, în fiecare localitate, au fost elaborate 3 scenarii în funcție de numărul de bolnavi din localitate. Aceste criterii sunt mai general valabile nu doar pentru școli, dar ele vor fi folosite și pentru a evalua impactul pandemiei asupra școlilor. Aceste 3 scenarii sunt scenariul verde, care înseamnă că în localitatea respectivă e mai puțin de o persoană în medie în ultimele 14 zile detectată cu COVID-19. Scenariul 2, care înseamnă scenariul galben, între 1 și 3 persoane detectate în medie zilnică în ultimele 14 zile. Și scenariul 3, când în media ultimelor zile au apărut mai mult de 3 bolnavi noi în localitatea respectivă. Aceste scenarii se folosesc pentru a descrie ce se întâmplă în școală. Președintele a subliniat că felul în care va funcționa fiecare unitate școlară va fi stabilit la nivel local și că decizia va fi descentralizată la nivel de județ, astfel încât să existe o hotărâre concretă pentru fiecare unitate școlară în parte. Foarte important și vă rog să rețineți această chestiune. Felul în care va funcționa fiecare unitate școlară va fi decis local. Deci decizia se descentralizează la nivel de județ. Și în funcție de situația concretă, locală, se va decide dacă unitatea școlară va funcționa după scenariul 1, verde, cu risc mic sau deloc, după scenariul 2, galben, cu risc mediu, sau după scenariul 3, numit roșu, care înseamnă că școala se închide de tot. În consecință, pentru fiecare școală în parte, comandamentul județean pentru situații de urgență va lua decizia dacă se merge pe scenariul verde, asta însemnând toți elevii merg fizic la școală, se țin cursuri normale. Sau dacă se merge pe scenariul 3 roșu, când nimeni nu merge la școală și totul se desfășoară online, sau scenariul galben, scenariul 2, de risc mediu, care înseamnă că o parte din activități se ține în școală și o parte se ține în online. Klaus Iohannis a menționat că în cazul scenariului galben vor merge la școală copiii din clasele terminale, precum și cei de la grădiniță. Scenariul galben înseamnă, practic, grădinițele și primarul merg la școală, clasele 8 și 12 care se pregătesc pentru examen merg la școală, iar restul claselor, în funcție de decizia școlii, o parte vin la școală și o parte nu, ca să facă loc pentru distanțare suficientă pentru cei care vor merge în fiecare zi la școală. Șeful statului a subliniat că în baza acestor decizii învățământul online este acceptat ca formă de învățământ. El a adăugat totodată că Ministerul Sănătății elaborează în prezent norme sanitare speciale, care urmează să fie puse la dispoziția publicului.